Da, de deci am ales Ford. ford asta ăsta e versiunea aia cu motoarele 1.6, motoare Citroen. Motorul are Citroen 1.6, în general motoarele Citroen alea se fabrică de mulți ani, ale 1.6 și 2.0 HDI-urile, mă rog, aici le zice TDCI, dar sunt aceleași motoare, motoare pe jo. Sunt motoare care se fac de mulți, mulți ani. Sunt motoare care, eu zic că și-o dat testul timpului, și știi că nu ai probleme serioase cu el. în afară, aici în România nu-ți bine și motoarele și pe jos. Dar în afară, motoarele PSA, motoarele Citroen pe jos, văzute destul de bine. Eu am locuit în Spania câțiva ani buni și în prezent, dacă căutați mașini sau căutați orice să cumpărați din Spania, Citroenuri 508, de exemplu, sau salea mari, ce model era, 5008, sau, pe, uh, nu, astea pe Peugeot, Peugeot 508 sau Peugeot 5008, Citroenuri, salea C4, C4 Picasso, alea mari, C4 Picasso sunt enorm de multe în Spania, toată lumea mulțumită de ele, și poliția au Citroenuri și Peugeot la ei în Spania, chiar dacă e în Spania și mai au și alte fabrici de mașini care le fabrică local, au Citroen. Multe mașini de poliție din Spania, Citroen, Renault, mașini franceze. Deci în afara țării vă stă bine, la noi țară nu, dar în afara țării vă stă foarte bine. Și ce vreau să zic că dacă căutăm, să, dacă căutați mașini, să vedeți mașini din Spania, o să găsiți multe citroen Peugeot-uri 508, pe mașini mari, în general, clasă mare, clasă mare, aici, nu rog, putem discuta mult pe tema asta, dar mă o clasă mare cu 4 de km. Motoare pe jo 1.6, motoare pe jo 2.0, cu 4 500000 de km în regim taxi, pentru că au folosit de taxi în Madrid, Barcelona, alte mari orașe în Spania, Valencia. Deci dacă acolo sunt în oraș, în regim taxi, și-au făcut 400.000 de euro pe aia și le vinde, încă mai vinde ca mașină funcțională, eu, pentru mine, și știind ce știind, și știind cum sunt văzut în afară aceste motoare, aceste mașini, pentru mine, pentru mine, e suficient. Și eu am ales Ford din acest motiv. Eram între Ford și Renault, dar în Ford stau mai comod, scaunele sunt mai comode, place mai, mai mult.